Bună ziua, numele meu este Marius Boran, sunt inginer la firma Belda din Jimbolia și lucrăm cu firma Monsanto de foarte mulți ani. Suprafața pe care o lucrăm este de 1000 de hectare. Avem, de obicei cultivăm trei, mergem pe trei culturi: grâu, porumb și rapiță. Ponderea este undeva la 30-35% la fiecare cultură din totalul suprafeței. Ca și hibriz Monsanto, ponderea lor este undeva la 60-70% din totalul semințelor cultivate cu porumb. Am cultivat hibridul 50-31, care a fost unul din cei mai buni. Am obținut producții de 14.000 și vreo 500 de kilograme pe hectar. Am avut al doilea hibrid 51-41, care este din aceeași grupă sau aproximativ aceeași grupă de maturitate, la care producțiile au fost din nou foarte bune, și un hibrid mai timpuriu 43-51, un hibrid mai timpuriu. A plecat foarte bine în primăvară, doar că pe parcelele respective la hibridul acesta timpuriu am avut o grindină care ne-a diminuat puțin producția, dar tot am făcut undeva în jur de 11 tone pe hectar. Cultivăm și rapiță, doar de la firma Monsanto. Imido, Impresion și Iminent avem anul acesta însemânțate undeva la 420 de hectare. Tehnologia care o aplicăm este una superioară, avem utilaje foarte performante cu care facem fertilizări și pe rând și faziale. Folosim și dolomita amorfă de Delnița, care ne aduce surplusuri de producție datorită microelementelor pe care le conține. Recomandăm cu încredere hibrizii de porumb ai firmei Monsanto.